Romanian Dads, o expoziție despre provocarea de a fi părinte implicat și despre egalitatea între sexe, este prezentată în premieră la Călăraș de către Ambasada Suediei la București. Expoziția este găzduită de Muzeul Municipal Călăraș între 14 și 31 mai, iar la deschidere au fost invitați să participe și liceeni din Călăraș. Astăzi, începând cu ora 11, bloggerul Alex Zamfir, autor al cărții Cel mai bun tată și realizator al emisiunii Iți Biții, Tați în Dialog, a vorbit despre experiența lui de tată. Expoziția Romanian Dads a luat naștere în 2018 în urma unui concurs foto organizat de Ambasada Suediei pe parcursul lunilor martie și aprilie. Tați care au fost în concediu de îngrijire a copilului sau tați care petrec foarte mult timp alături de copiilor și participă la activitățile din rutina zilnică, hrănit, îmbrăcat, spălat, călcat, au înscris în concurs fotografii care evidențiază imaginea universal valabilă de părinte iubitor, indiferent că vorbim despre mamă sau tată. Printre cei 68 de tați care au împărtășit experiențe unice de părinte care și-a asumat cu mult entuziasm responsabilități în egală măsură cu mama, s-au aflat și 9 tați care au avut curajul să treacă peste stereotipuri privind rolul tradițional al părinților și, pentru diferite perioade de timp, de la o lună la 2 ani, au ales să fie părintele care este în concediu de îngrijire copil. Toți tații participanți la concurs au declarat că momentele petrecute alături de copilul lor sunt de neegalat. Bună ziua, mă bucur că ați venit statul de aici, în numele Ambasadei Suediei la București. Aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului Rădulescu, Muzeului Municipiului Călăraș, pentru suportul oferit în organizarea evenimentului de astăzi. Așa cum ați putut afla deja, cred, prezentăm o expoziție care se cheamă Tați Români, Romanian Dads, care a fost creată anul trecut în urma unui concurs foto. Participanții au scris fotografii care îi înfățișează postura de tați implicați în creșterea și educarea copiilor și unii dintre ei chiar aflați în concediu de paternitate. Societatea românească, așa cum știți, este una de tip patriarcal. Mai mult mamele sunt cele implicate în creșterea și educarea copiilor. Dar încet, încet sperăm că o să vedem tot mai mult tați. Sincer să fiu, aș fi vrut să avem mai mulți băieți astăzi aici, pentru că, în primul rând, dorim să ne adresăm băieților. Dar și fetele bănuiesc că vor face o schimbare, cel puțin în alegerile viitoare pe care le vor face, știind că există și astfel de bărbați și astfel de tați, să spun așa. O mică paranteză, sunt elevi la liceul pedagogic și m-am gândit pentru că, pe lângă copiilor, vor avea și alți copii de educat. Să facă asta este și părinților. Da, asta este minunat, exact. Pentru că puteți educa generațiile viitoare în și de copii și de tați. Și de copii și de tați, da. În implicarea taților în educația copilului, pentru că este foarte important ca ambii părinți să fie prezenți în creșterea și educarea copilului. Nu o să vă povestesc mai mult, îl voi lăsa pe Alex Zamfir, nu știu dacă îl cunoașteți, el este un cunoscut realizator de emisiunea Tați în Dialog la Radio Iți Biții. Este și un blogger foarte cunoscut care se cheamă Cel mai bun tată, unde povestește din cum este el cel mai bun tată. Al lui Marc, da. Și îmi voi lăsa pe el să vă povestească despre ce înseamnă să fii un bun tată, pentru că este un bun tată și, așa cum spune el însuși, este cel mai bun tată. Și o să vă rog să-l întrebați tot ce vreți voi să-l întrebați și mult succes! Super! Când mă duc la diferite conferințe de parenting, întotdeauna mă uit în sală și mi-au câteva secunde și spun, fără să spun aici, să spun orice altceva, zic, bună dimineața, mă bucur foarte tare să fiu aici. Sunt foarte bucuros pentru că mi s-a spus că vor fi foarte mulți tați. I-am remarcat pe toți trei. În cazul de față aveți un singur coleg, să recuia, nu știu cum l-ați trecut până aici. Felicitări pentru curajul de a veni la această adunare. Bun, eu sunt Alex Zamfir. De vreo 5 ani și un pic scriu pe blogul Cel mai bun tată pentru despre experiențele mele de tată. Știu cât de arogant sună Cel mai bun tată, .ro. Din păcate, și pentru mine și pentru alții, sunt o persoană mai arogantă decât ar trebui să fiu, sau cel puțin așa mi se spune și așa am dat și-o seama de multe ori. Dar, din punct de vedere marketing,
cel mai bun dat al lui Marc.ro, mai ales că Marc scrie și cu cap, ar fi fost un nume de site foarte prost. N-ar fi înțeles nimeni ce să caute, n-aș fi avut trafic probabil că eu și cu mama am fi intrat pe site-ul meu și atunci cel mai bun dată.ro, măcar de nervi și lumea, părinții intră ca să vadă despre ce este vorba, dar nu a venit întâmplător acest nume de blog. Mi-e destul de interesant pentru mine, cel puțin cum mi-a venit ideea. Era prin 2014, Marc avea aproape 3 ani și tot cochetam cu ideea de a scrie despre experiențele mele de dată și nu știam nici ce unde să fac acest lucru. Și la un moment dat mi-a trimis Iulia, soția mea, o prezentare de la TED, conferințele TED, le știți, da? Ce sunt? Sunt niște conferințe la nivel mondial unde vin oameni din pe diferite teme, unde vin oameni și se discută anumit domeniu, de exemplu viitorul. Și fiecare din punctul de vedere poate să despre viitor sau habar nu, istorie și așa mai departe. Și la una dintre aceste conferințe a venit un... este o limită de timp undeva, cred că pe la 15 sau 18 minute la aceste prezentări. Și a venit un domn, Rick Elias îl cheamă, care a vorbit maxim 5 minute și care povestește despre experiența lui. El a fost în avionul care în 2009 a aterizat în Hudson, nu știu dacă știți. S-a făcut un film cu Tom Hanks. Un avion a plecat de pe aeroportul JFK din New York, a lovit un stol de păsări și pe scurt povestea este că a aterizat în râul Hudson fără ca nimeni să nu pățească nimic. Este considerată o minune a epocii moderne. Pilotul respectiv este considerat un erou și au făcut ăștia calculul că la un orice alt, dacă ar veni cu viteză, altă viteză, mai mică sau mai mare, cu un alt și așa mai departe, avionul s-ar fi rupt în două și toată lumea, mă rog, ar fi existat niște victime. Așa nu s-a întâmplat să fie nicio victimă. Toată lumea a scăpat. Și acest băiat, Rick Elias, povestește la această conferință cum el a fost în acel avion și că în ziua respectivă a fost privilegiat pentru că a avut locul 1D. Adică stă la business class și stă cam cum stăm noi doi față în față cu stewardesa. Și că lucrurile s-au întâmplat în felul următor. S-au ridicat în aer, foarte normal. L-am dat, s-au dat, s-a auzit un sunet îngrozitor în avion. Și stewardesa foarte calmă, mi-a zis, stați liniștit, probabil că am avut un stol de păsări, s-a mai întâmplat, ne vom întoarce pe aeroport. Și s-au întâmplat aici el după aceea foarte repede trei lucruri destul de rapid una după alta. Primul este că avionul s-a întors, e adevărat. A doua că s-a lăsat liniște în avion. Și el povestește ce cei care zboară cu avionul, vouă vi se pare că de obicei când zborați cu avionul este liniște, dar de fapt este avionul motorilor, zgomotul motorilor cu care vă obișnuiți la un punct și este un zgomot infernal. E, când se lasă liniște, era și liniște pentru că nimeni nu avea curaj să zică nimic, este ca și cum ești într-un mormânt. Și a treia chestie care i s-a părut lui groaznică a fost că, mă rog, și-a dat seama că nu este ok, a zis că la un moment dat nu se alinieze cu vreo pistă de aterizare, s-a aliniat cu râul Hudson. Și atunci și-a dat seama că vor ateriza în râu și că el a fost convins că o să moară. Singurul lucru care s-a rugat a fost să moară repede. A zis că nu și-ar dori să treacă prin, nu știu, să durere, să-i zboară cu mână, cu picior, să sufere și la sfârșit o să moară, să moară repede. Și în timp ce era convins că o să moară, spunând că a simțit multe chestii mai puțin firică, că îi se pare că toată viața ne pregătim ca să murim, a zis că trei lucruri au trecut prin cap. Una, cât de repede se schimbă totul. Dimineața fusese la... i-a antrenat echipa fetiței lui de baseball și seara trebuia să ia cina cu altcineva, dar el la prânz urma să moară. A doua chestie care i s-a părut, de care a realizat este cât timp ne petrecem în viață cu lucruri care nu contează. Și că de atunci a zis că el a dezvoltat un proverb care spune că el colecționează vinuri foarte proaste. Pentru că dacă vinul este bun, știți că în general sunt oameni care colecționează vinuri și după ce se merg prietenile ei în casă și au o, mă rog, mini-cramă în care țin vinuri de acum 50 de ani și nu le beau decât cu ocazii speciale. Eu omul ăsta spune că, trăind această experiență, el colecționează vinuri proaste pentru că dacă vinul este bun și persoana este acolo, preferă să bea vinul cu prietenul lui, neștiind dacă mai există mâine. Și al treilea lucru pe care l-a realizat a fost că singurul lucru care contează cu adevărat în viața lui este să încerce să fie cel mai bun dată pentru cele două fetițe ale lui. Și că a avut cumva șansa să își amintească acest lucru peste o lună când s-a dus la serbarea în sfârșit de an a fetiței lui de 6 ani. El foarte simpatic povestind că, mă rog, un copil de 6 ani nu cu foarte mult talent și în timp ce fetița era încerca să facă niște balet pe scenă sau ceva și toată lumea râdea în ofofăte cum se întâmplă astfel de serbări. O să vedeți peste câțiva ani când o să vă duceți la... O să fiți voi educatori și o să aveți serbări sau uceți la copiii voștri. Toată lumea acolo încearcă să-și dea interesul. Părinții sunt foarte stresați, copiii se distrează, părinții le spun copilului ce să danseze, ce învață și poezii și așa mai departe, întreagă nebunie.
dar nu despre asta e vorba. Deci în timp ce toată lumea se, acolo era, râdea și se distra de performanța fetiței lui și a celorlalți copii, el plângea în hohote, realizând că cumva reușit să facă acest salt în viitor și în trecut, în această punte și să realizeze că este această șansă să fie cel mai bun părinte pentru fetele lui. Și că, mă rog, de atunci povestește omul că, fără să fie, să aibă o viață perfectă, a încercat să-și îmbunătățească foarte mult viața. Și acum, mi s-a părut o poveste foarte emoționantă, după ce mi-am înnecat foarte multe noduri în gât, că na, sunt bărbat și încă, ca mulți alți bărbați, am tarele astea că noi nu trebuie să plângem, așa am fost crescut, nu știu dacă s-a schimbat ceva la generația voastră, sper, dar la generația noastră este că noi bărbații nu avem voie să plângem, nu avem voie să vorbim despre sentimente, și așa mai departe. Deci după ce mi-am înnecat nodurile din gât, mi s-a părut o idee foarte bună să încerc să fiu cel mai bun tată al lui Marc.